Astăzi jucăm Stumblegai și suntem alături de copilul toxic Dariusel, ca de fiecare dată, na, că trebuie să-și facă el apariția, ca de fiecare dată. Salut, Dariusel, ce faci, cum ești? De ce ai vrut tu astăzi să apari în acest videoclip? Despre ce crezi tu că vorbim? Despre ce crezi tu că vorbim astăzi în acest video? Cât ai vorbit tu și am văzut eu că am camere de supraveghere în camera ta. Ce ceva de rapper Stumblegai? Băi, stai puțin că nu, cred că încheiem videoclipul aici și trebuie să caut să găsesc camera de supraveghere, că mă găsește Dariusel, nu știu unde, chiar nu știu. Ce fac Dariusel acum? Ce fac? Spune-mi ce fac eu acum. Că stai eu într-un fel, spune-mi ce fac eu în momentul ăsta. Resculat. Filmezi. A, normal, da, nu contează asta. În fine, băieți, după cum ați putut vedea și din titlu și din thumbnail, astăzi o să vorbim despre o chestie interesantă pe care am văzut eu. Am văzut eu poza aceasta pe care o vedeți și în thumbnail cu roata, cu aceste skin-uri de niște rapperi. Probabil acolo unul dintre ei e 6ix9ine 100%, că e skin-ul acela cu părul lui multicolor și toate alea. Celălalt cred că e Travis Scott sau nu știu cine e acolo. Habar n-am. Cine e? Travis Scott. Poet. Este un poet. Și în ce jocuri și-a mai făcut el apariția? În Fortnite, în Among Us. Da, în Among Us. Hai că în Among Us. Ce în Among Us, visez, mă, în fine, băieți. Da, după cum ați putut vedea, Peppa să punem... Pig. Peppa Pig, bă, taci-mă o dată, Dariusel, să vadă și băieții despre ce este vorba, că nu stăm așa. Dacă vrei, te dau afară, dacă mai faci așa. Hai, gata, Dariusel, că te dau afară. Vă pun și pe ecran chiar acum să vedeți despre ce este vorba. Nu știu dacă o să fie adevărat, adică vedeți și din thumbnail, dar vă pun chiar și pe ecran să vedeți mai de aproape cum ar veni pe videoclip. După cum putem vedea, sunt două skin-uri apar aici, nu apar mai multe. Chiar ar fi o chestie interesantă să apară niște, să aibă colaborări cei de la Stumblegai cu rapperii din afară, din state sau două ori unde așa, cu oameni cunoscuți, cu celebrități și toate astea. Chiar ar fi super tare. Da, nu l-a spus, Dariusel, în fine. Ar fi chiar super tare, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă vă place ideea aceasta, adică dacă credeți că va fi adevărat. Bă, probabil că o să fie la un moment dat, dar nu știu dacă chestia asta e adevărată cu aceștia doi, cu aceste două skin-uri care apar în thumbnail. Chiar nu știu dacă este adevărată, dar chestia asta o să fie posibilă la un moment dat, mai mult ca sigur. Și scrieți-mi voi acolo în comentarii, chiar sunt curios, să-mi scrieți pe cine ați vrea să-l vedeți în Stumblegai. Ce skin ați vrea să vedeți? Ce persoană? Ce rapper? Ce persoană? Bă, Dariusele, tu nu ești rapper, tu nu cânti. Ce, mă? Eu vreau să fiu un skin. Vrei să fii un skin? Păi, Dariusele, ca să fii un skin, trebuie să apici pe butonul de like. Hai să vedem ce mai e pe shop, în primul rând, că n-am mai văzut. O să vorbim mai multe despre treaba asta, despre... O să intrăm să ne uităm și pe shop și o să intrăm să ne jucăm și cu Dariusele, să-l batem puțin, că... Da, Dariusele e un slab, în fine. De vedem că avem aici un limited time wheel, orbit wheel. Eu n-am gemuri și de-asta, din păcate. Avem două fixpin-uri, hai să le luăm acum, să vedem ce ne pică, Dariusele, dacă ne pică legendară, ce se întâmplă, Dariusele, dacă ne pică legendară, ce se întâmplă, spune-le tu la băieți ce se întâmplă. Mă, Dariusele, unde ai plecat? Bă, băieți, nu știu ce s-a întâmplat cu Dariusele, dar nu mai este pe apel cu noi, nu știu care este faza, ce s-a întâmplat cu Dariusele? Probabil nu vrea să primesc eu legendară sau ceva de genul, în fine, o să stăm noi, vorbim, rămânem așa, chiar dacă Dariusel nu mai e, aia e, nu o să mai jucăm contra el, dar jucăm altă dată, nu știu ce a pățit, chiar nu știu, sincer, hai să vedem ce mai avem pe aici. Avem oferta asta de 5 euro clasică, asta de 15 euro cu 5000 de gemuri și 700 de stumble tokenuri, avem o ofertă de 1 euro cu 35 de stumble tokenuri și 220 de gemuri, e ok asta, de 8 euro cu 315 tokenuri, 220 de gemuri. Ok, aici avem Super Gal skin și Gym Flex Animation, 600 de gemuri. Bă, nu prea merită, sincer. Și avem un skin gratis. Bine, voi cred că l-ați luat. Eu n-am mai intrat de vreo 10 zile, ceva de genul, de când n-am mai postat videoclipul acela, ultimul videoclip cu Stumblegai. Dar atunci am mai intrat pe joc și văd bine că am apucat totuși, că mai sunt 2 zile din asta. Și luăm și noi skinul acesta legendar, Battle Angel. Chiar este super tare și o să jucăm cu el, chiar este super tare, nu știu, chiar îmi place, chiar arată bine, hai să vedem, deci cam așa arată. Bine, îl știți deja, cred că toată lumea, când intru acum în joc, cred că toată lumea o să fie cu skin-ul ăsta, nu știu de ce am presimțirea asta, dar hai să vedem ce este cu acest event, în primul rând, că nu știu care e faza cu eventul, nu putem să ne jucăm cu Dariusel, din păcate, nu știu ce s-a pățit Dariusel, habar n-am, dar intrăm aici la solo și mai vorbim despre chestia aia de, v-am prezentat, adică despre ce este vorba în thumbnail, în titlu. Deci, ați văzut, da, două skin-uri, am văzut și eu chestia asta pe YouTube, cu două skin-uri, cu alea două skin-uri de Travis și cu 6ix9ine. Bă, ar fi chiar super tare să apară. Nu știu dacă este chiar 100% real. Probabil este un concept, dar probabil că la un moment dat o să existe cu ceva rapper, cu ceva celebrități din afară, de oriunde și așa. Chiar ar fi super tare să se adauge. Adică eu zic că o să se întâmple chestia asta. A zis-o că a făcut cu fotbalul american, cu NFL-ul, a făcut cu mai multe chestii.
Și la un moment dat cred că o să apară și mai multe persoane, cum ar fi și cei care sunt prezentați în thumbnail, Travis, 6ix9ine. Chiar ar fi, bă, nu știu de 6ix9ine, dar Travis cred că chiar ar putea să apară, că știți, a apărut și în Fortnite și în toate astea, sau probabil nu apare, că apare, a apărut în Fortnite, probabil nu mai apare în alt joc, habar n-am, sincer, dar da, ar fi super tare să apară cât mai multe persoane, cât mai multe celebrități, chiar ar fi tare. Și cum v-am zis la început, scrieți acolo în comentarii care este celebritatea voastră favorită pe care vreți să o vedeți în Stumble Guys în următoarele update-uri, habar n-am, nu știu, odată să-l vedeți în Stumble Guys și cât ați fi voi dispuși să dați pe el. Adică, de exemplu, dacă este, să zicem că este specială, eu zic că ar trebui să fie specială, nu legendară, eu zic că ar trebui să fie skin de specială, dacă ar fi un rapper, o celebritate, și să fie celebritatea voastră preferată, câte gemuri ați da voi pe ele? Ori dacă apare pe shop direct doar skin-ul, ori dacă apare și cu roată, cum apărea acolo, cum se vedea în thumbnail, ori dacă e roată, ori dacă e skin, scrieți-mi cât ați da voi, cât ați fi voi dispuși. Bă, am și câștigat meciul, bă. Deci n-am fost atent la meci în fine, bă, am câștigat meciul și cam atât, cred că ăsta a fost, nu? Ok, ce ăsta XP? Bă, da, se vede cam ciudat, sincer. Nu știu care e faza cu el. De fapt, da, XP-ul de, mi-apare acolo sus, nu știu, habar n-am care e faza cu el. Cu ăsta, mamă, 2000 XP, oho, vezi că e ceva, chiar e ceva. Avem level 14 aici, nivelul ăsta. Bă, și hai să mai intrăm încă o dată, play solo, dar o să fie și altă hartă, bănuiesc, nu cred că sunt astea de eliminare, cred că toate astea de eliminare, că altceva n-ar putea să fie, dacă e doar o rundă și tot așa. Și da, cum v-am zis, spuneți-mi cât ați fi voi dispuși să dați dacă ar apărea rapperul vostru, celebritatea voastră favorită, cineva, cine vă place vouă dacă ar apărea în Stumble Guys, cât ați fi voi dispuși să dați pentru el, adică să zicem, dacă pică el să fie special, că eu zic că special ar trebui să fie, dacă ar fi pe shop, cât ați da pe el, nu știu, undeva 200, 700, 800 de gemuri, habar n-am, nu știu, scrieți-vă acolo în comentarii cât ați da voi pe persoana și cum v-am zis, trebuie să scrieți și pe cine ați vrea voi să-l vedeți în acest joc. Și da, chiar ar fi super tare să adauge chestia asta. Eu zic că la un moment dat chiar o să se adauge, deoarece trebuie să mai facă niște lucruri, să mai aducă persoane multe, să facă marketing, să facă chestii de genul ca lumea, ca să facă jocul acesta mult mai popular decât e acum în momentul de față. Și chiar ar fi super tare să se adauge, dar da, nu știu, cum v-am zis, hai că am murit. Scrieți-mi acolo în comentarii, v-am zis, da, care e preferatul vostru, eu să zic așa, pe cine l-aș alege eu, ia, ok, hai să dăm și noi aici, cine ne pică, o să ne pice nouă skin, mamă, ce-ar fi să apară aici, să fie un bug de ăsta, să fie, deja chiar să fie adevărat chestia aceea, să fie adevărat, și să apară aici, bă, mă, bă, dacă pica Superman, duplicate, două de-astea, 34, mamă, 34, încă unul mai trebuia pentru 35, nu merge, mă, na, nu merge, n-am cum să fac, în fine, dar, da, bă, eu să zic, sincer, pe cine aș alege, eu cred că l-aș alege pe Enely, care vine și la noi în România, Enely Ceapa, chiar ar fi super tare, Nelu Ceapă, cum îi se spune, în fine, da, ar fi, chiar, cred că pe ăla l-aș vrea să apară, sincer, dacă ar fi așa să apară în joc, cred că l-ar fi, nu știu, habar n-am, să apară cineva, și ăla lui 6ix9ine chiar e super tare skin-ul, pentru că el are alea multicolore în cap și tot așa, chiar e, ar fi tare, ar fi șmecherul de tot, dar, da, și cât aș fi dispus să dau, nu știu, habar n-am, chiar, nu știu, 300-400 de gemuri, eu nici n-am oricum gemuri multe și așa, deci probabil mai bine ar fi pentru o roată, pentru că dacă să-l iau direct o să fie, în mod normal, 100% o să fie mai scump, mai multe gemuri, dar la o roată ar putea să fie 110, cum e Orbitul și chestiile alea, le mai face, adică le mai am, cum ar veni, până o apărea, aș avea 110 gemuri și chiar, probabil, chiar mi-ar pica din prima, acum am avut noroc la Gridiron, de fapt, sau nu știu cum să zic exact, mai era un Frozen Valkyrie și la toate alea la care am avut eu noroc, la Ruby Cupid n-am avut din păcate, dar da. Hai să vedem dacă câștigăm noi meciul acesta, băieți, și spuneți-mi ce ați făcut voi zilele acestea, câte coroane aveți voi pe Stumble Guys, chiar sunt curios să-mi scrieți câte coroane aveți pe Stumble Guys, eu nu mai știu câte am, 20 ceva, eu nu m-am jucat foarte mult, pentru că ce m-am jucat pe live-uri și pe episoade și n-am stat să farmez, să fac chestii de genul, adică în rest nu m-am jucat jocul acesta, v-am zis, nici n-am mai intrat de 10 zile, adică vă dați seama, ia să vedem dacă câștigăm meciul ăsta, deci am câștigat un meci, pe celălalt nu l-am câștigat, ăsta e al treilea bănuiesc, nu? Sau am mai dat unul, nu mai știu dacă am mai dat unul, mamă, stai că, nu. Cum am dus aici, Paolo, ia să vedem cine câștigă, Leo sau Jifiel, Jifiel, Lejf, fii atent că ăsta moare,
Am murit, v-am zis. Deci, dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să lăsați acolo un comentariu, cum v-am zis, de fapt mai multe comentarii, că v-am zis prima oară de skin, pe cine ați vrea voi să vedeți, adică ce celebritate, ce om ați vrea voi să vedeți în Stumble Guys, apară pe care l-ați lua, cât ați da, cât ați fi voi dispuși să dați pe el, adică 500 de gemuri, 700 de gemuri, habar dar 300 de gemuri, și să scrieți câte coroane aveți voi pe Stumble Guys, să scrieți dacă aveți mai multe decât mine, cred că toată lumea are mai multe decât mine, eu am 25, dacă... Voi bănuiesc că vă jucați, eu nu mă joc, ce mă joc pe live-uri și pe live-uri la custom, adică n-am cum să fac trofee și coroane la custom. Cam atât a fost cu acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați un like, cum am zis, we are for Rafael, noi ne vom revedea la un alt episod, pa, pa!